Neața! Neața, suntem noi aici pe vlog. Astăzi am făcut prima oprire din călătoria noastră full time și o să fie și primul vlog la prima vedere din capitala Turciei și anume Ankara. O să vedem câteva lucruri pe care le-am ales de pe internet. Tot o să fie la prima vedere. Vrem să vedem un templu roman, un muzeu despre civilizațiile din Anatolia, cetatea veche din partea veche a orașului și mausoleul lui Ataturk. Și probabil lucrurile cu care o să ne surprindă orașul la prima vedere. Și o să vă povestească Monica unde suntem acum la prima vedere. Văzut ceva din autobuz, da, oprit până și filmăm. Stați aproape. Începem acest vlog din complexul muzical al orașului Ankara. Acest pavilion a fost poziționat într-un loc relativ abandonat, însă de unde se pot vedea două dintre cele mai importante atracții turistice ale orașului, și anume Anıt Kabir, locul unde se află și mausoleul conducătorului Kemal Atatürk și istorica cetate a orașului. Aceste trei locații creează un triunghi menit să simbolizeze legătura și dialogul dintre istoria premodernă și cea republican modernă a orașului. Pe lângă foaier, campusul include și două alte clădiri, clădirea sub formă de ou proiectată ca sala orchestrei simfonice și clădirea sub formă de sferă proiectată ca sala orchestrei de cameră. Cu un buget de peste 83 de milioane de euro, acest campus muzical este și casă pentru Orchestra Simfonică Prezidențială fondată în anul 1826 și își propune să găzduiască cele mai importante orchestre și soliști din întreaga lume. Aproximativ 300 de ani înaintea romanilor, grecii au fost pe aici și au dat și numele orașului. Au denumit orașul Ankara, care în limba greacă înseamnă ancoră. Și chiar dacă de-a lungul timpului orașul, numele orașului a avut mai multe forme. Merhaba! Te șecui ederim! Chiar dacă de-a lungul timpului numele orașului a avut mai multe forme, precum Ankara, Angora și acum Ankara, și altele în vremea romanilor, toate s-au tras de la numele de ancoră pe care l-au dat grecii. Și cam atât. Mulți consideră că Ankara este un oraș destul de nou pentru că îl asociază de multe ori cu formarea Turciei moderne și cu mutarea capitalei Turciei aici după 1920. Însă orașul este mult mai vechi de atât. Am ajuns acum la templul lui Augustin, care a fost construit 20 de ani înaintea erei noastre, însă chiar și acest templu și chiar și romanii veniți aici pentru acest oraș era deja o eră modernă, să spunem, pentru că primele civilizații care s-au așezat aici au făcut-o în urmă cu 5.000 de ani în epoca de bronz. Vreau să te întreb pe aceste străzi alambicate. Da. Care este părerea ta la prima vedere despre acest oraș? Mi se pare că e ciudat așa puțin, obișnuită cu Istanbul. Am un cadru superb aici. Așa? E foarte... Într-o zonă simți că ai fi în Europa, într-o altă zonă pare că ai fi într-un oraș foarte micuț. Un oraș vechi. După te muți pe o zonă de asta așa plină cu magazine, mult mai veche. E foarte, foarte diferit de Istanbul și nu știu, e interesant. Nu mă pronunț încă. Mie mi se pare că e... seamănă puțin cu Bucureștiul.
așa la anumite chestii și pare că e cu 15-20 de ani în urmă, așa, nu știu. Poate sunt doar cartierele prin care am umblat noi. Bine, sunt unele zone foarte dezvoltate, cum a fost, da, am fost și unde am filmat introducerea. Da. Sunt foarte multe extreme. Și am fost și lucrăm de la niște turnuri, de la birouri. Dar multe zone, bine, acum noi suntem în Ulus. Romania! Romania, cel fiu. Acum suntem în zona veche a orașului. Merhaba. Merhaba, băi. Merhaba, merhaba. Sivas. Oamenii mi se pare că sunt foarte prietenoși. Este un caz. Oamenii sunt prietenoși, dar parcă sunt mai morocănoși decât în Istanbul. Da? Oricum, am văzut foarte puțin din oraș. Și sunt foarte cântăcioși, că noi avem un local cu muzică live lângă hotelul nostru și ne cântă toată noaptea. Mergem bine? Mergem tot în sus. Vom bulca, da, înțelegeam că eram la munte, da, așa. Luăm o pauză, că e strada cam la deal. Și o să ne zică Monica cum am ajuns noi din Istanbul în Ankara. Am ajuns cu trenul din fericire și nu pe jos cum mergem acum. Am luat un tren de mare viteză din Istanbul și a fost, nu știu, o experiență extrem, extrem, extrem de bună. Foarte curat trenul, aer condiționat și pentru prima dată am primit mâncare, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Interiorul trenului era aproape ca un avion, avea compartimente de bagaje ca un avion și n-am filmat pentru că nimeni nu, nici măcar nu vorbeau la telefon. Era foarte liniște, da. Foarte curat, aer condiționat și am făcut 4 ore jumate, aproape 700 de kilometri. Am mers chiar și cu 250 la oră. Prețurile extrem de bune. Și toate astea pentru 80 de lei de persoană? Da, și a fost 80 de lei de persoană pentru că noi am luat, ne-am dus la gară să luăm bilete cu 2 zile înainte și ni s-a spus că nu mai sunt bilete. Însă că putem să venim cu un sfert de oră înainte să plece trenul, pentru că nu știu exact cum funcționează sistemul, dar cred că atunci văd exact toate biletele ei în sistem care s-au dat și pot să mai libereze câteva bilete. Și am reușit să ne luăm bilet pe loc, doar că ne-am luat la business class. Da, pentru că nu mai erau bilete normale. Oricum, diferența între business și biletul normal cred că era, să zicem, de vreo 20-30 de lei, însă condițiile erau la fel de bune. Probabil, pentru că am stat la business, din acest motiv am primit și mâncare. Îmi imaginez că la celelalte nu primești. Nu sunt toate trenurile din Turcia așa. Asta e o linie care a fost înființată, o linie rapidă care a fost înființată în 2014 și care chiar funcționează foarte bine. Restul trenurilor și acum să, să dacă vedem noi pe parcurs, da, cum o să fie. Dacă ne funcționează picioarele, să urcăm în continuare. Un tren aici ar putea să pună și, da, n-ar strica. Un furnicular. Un furnicular. Mai avem puțin și ajungem la Muzeul Civilizațiilor din Anatolia. Am urcat niște dealuri pe jos. Nu știm sigur dacă putem să filmăm în interior, însă noi vrem să-l vedem pentru că sunt niște exponate foarte interesante din zona asta. Am intrat la muzeu. Am intrat la Muzeul Civilizațiilor din Anatolia și nu avem voie să filmăm cu gimbalul. Dar avem voie să filmăm cu camera, ceea ce este... Fără gimbal și după cum încercam să zic mai devreme, nu știam sigur dacă putem filma, însă noi vrem să-l vedem. Se pare că o să și filmăm puțin dinăuntru. Nu ne-am uitat care sunt prețurile. Cred că 60 de lire sau 75. Da. Nu știu, e cu muze card, 60 de lire. Noi am intrat gratis pentru că, cum v-am mai spus, avem rezidență în Turcia și avem un card cu care putem intra la foarte multe atracții turistice gratuit, se pare. Ceea ce e super. Și ne vedem din muzeu. La vreo 100 de kilometri de Ankara există un sat unde s-a descoperit orașul principal al civilizației hitite, iar din săpăturile arheologice de acolo au fost aduse foarte multe artefacte în acest muzeu. O figurină din ceramică care cred că este din perioada hitită, care este veche de 7000 de ani, din anul 5750 înaintea lui Hristos. Asta este o zeiță și datorită sânilor foarte mari și șoldurilor foarte mari, era asociată cu fertilitatea în agricultură și cu fertilitatea umană, datorită faptului că foarte multe
dintre figurinele din ceramică sunt reprezentări ale corpurilor de femeie. S-a considerat că societatea hitită era o societate matriarhală, însă alte descoperiri arheologice spun că femeile erau egale cu bărbații în această societate. Toate aceste figurine provin din era neolitică și figurinele zeiților din Hagilar erau adesea plasate fie pe podelele caselor, fie în centrul încăperii. Trupul zeițelor era mult mai important decât chipul acestora, punându-se accent pe umeri, abdomen și șolduri. Iar deși în Hagilar nu există figurine masculine, se pot vedea adesea prunci de sex masculin în brațele zeițelor. Este interesant ce estetică minimalistă au toate aceste statuete și faptul că sculptori precum Brâncuș au fost văzuți ca fiind extravaganți pentru perioada lor, totuși existând astfel de exponate cu o estetică similară, aș spune eu, încă din antichitate. 3000 de ani înaintea erei noastre. Și este făcută din electrum, care nu știm ce înseamnă, un material care se numește electrum, iar capul și brățele de la picioare și decorația de pe piept, alea sunt făcute din aur. Am zis mai devreme că civilizația de acum 6 sau din anul 6000 înainte de Iisus erau hitiți, însă aceea era altă civilizație. Hitiții au fost mult mai târziu, 4000 de ani mai târziu. Și astea sunt niște figurine cu animale sacre pe care le foloseau pentru a face daruri zeilor, nu? Da, erau ca ofrande. În perioada hitiților și asirienii au ajuns pe aici, iar asta este o tabletă scrisă în dialectul asirian, care spune că cineva a împrumutat niște argint, trebuie să-l plătească în 10 săptămâni și dacă nu îl plătește, o să plătească dobândă, iar cei trei martori care, deși cel care a împrumutat banii și cel care i-a luat erau asirieni, cei trei martori care s-au semnat pe această tabletă erau hitiți din Anatolia. Muzeul este amplasat într-o veche piață acoperită de tipul Grand Bazarului, care a fost construită de otomani undeva în anii 1400 și această clădire găzduiește acum Muzeul Civilizațiilor din Anatolia. Am ieșit acum de la muzeu și nu știu cât de mult am putut noi și am știut să transmitem, să vă împărtășim ce am văzut acolo, însă cred că acum amândoi am fost destul de impresionați, mai ales de clădirea în sine și expoziția și felul cum sunt aranjate exponatele. Este impresionant și colecția de asemenea, nu? Nu știu dacă am mai văzut ceva similar până acum sau probabil am mai văzut, nu știu, dacă are de-a face cu faptul că acordăm noi mai multă atenție decât de obicei. În schimb, dacă sunteți pasionați de istorie și de genul ăsta de artefacte, cu siguranță vă puteți pierde pentru câteva ore în muzeu. Există și o zonă cu artefacte exponate din perioada grecilor și a romanilor. Însă pentru noi a fost foarte interesantă prima parte, unde am văzut acele figurine din teracotă vechi de 7000 de ani. Chiar ne-au fascinat. Iar acum ne îndreptăm spre citadelă. De aici ar trebui să fie doar 350 de metri de ucuș. Trebuie să fie numai la deal. Ce pot să spun eu până acum este că în comparație cu Istanbul mi se pare un oraș mult, mult, mult mai puțin aglomerat. Până și aici unde este o zonă turistică, sunt 2-3 oameni. Da, în Istanbul nu prea există să mergi într-un parc sau să mergi undeva și să fie gol. În curtea cetății din Ankara, care are o istorie destul de lungă. Se crede că prima cetate a fost construită de hitiți, dar nu se știe sigur, însă e cert că romanii și grecii și romanii au trecut pe aici, iar mai apoi, prin anii 1000, turcii sălgiucizi au cucerit cetatea, după care mongolii au cucerit-o turcii din nou. V-au schimbat destul de multe ocupații. În prezent sunt foarte multe case otomane, restaurate destul de frumos,
și majoritatea au niște shop-uri în care se vând suveniruri pentru turiști. Veți vedea că toate străduțele din Citadelă sunt împânzite cu magazine care mai de care mai colorate și mai interesante. De asemenea, sunt și foarte multe magazine de anticariat. Și merhaba. Și veți vedea și foarte multe mătușici care fie croșetează tot felul de, nu știu, șosețele, vestuțe pentru copii, hăinuțe sau de asemenea am văzut niște standuri unde aveau niște păpuși făcute din croșetă. Și, nu știu, e o atmosferă super drăguță și cred că e și locul potrivit pentru a vă cumpăra câteva suveniruri, dacă sunteți în Ankara. E plin de suveniruri. Se crede că în istorie Ankara a avut chiar și câteva sute de mii de locuitori, însă atunci când s-a format Turcia modernă și capitala s-a înființat aici, Ankara avea doar câteva zeci de mii de oameni, iar planul urbanistic pentru oraș, ce s-au gândit ei că va fi în viitor, a fost gândit pentru 500 de mii de oameni. Ei își imaginau că în câteva zeci de ani orașul o să crească la aproximativ 500 de mii de oameni. Însă asta s-a întâmplat mult mai repede, iar în câteva zeci de ani populația a crescut la câteva milioane. Acum se poate vedea cât de întins este orașul. Au fost foarte multe proiecte de curând, de mass housing, de proiecte de apartamente foarte mari pentru a acomoda masele de oameni. Însă în perioada în care populația de la țară migra către Ankara, nu existau locuințe. Oamenii se așezau pe unde apucau și construiau ceva foarte repede și există și un termen în turcă care înseamnă casă construită peste noapte și sunt foarte multe astfel de mahalale care încă există în oraș, iar majoritatea în prezent sunt demolate și sunt înlocuite cu proiecte mari de locuințe. Să vedem și noi ce gust are simitul de Ankara. Merhaba, bir simit, lütfen. Kaşık mı? Gördü. Teşekkür. 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 Kolay gelsin. İyi günler, iyi çalışmalar, iyi günler olsun. Teşekkürler. Hangi ülke? Romanya'lıyız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkçeyi burada mı öğrendiniz? Evet, İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da. Ne iş yapıyorsunuz hocam? Gezmek. Sadece gezmek istiyoruz ama evet. Monika video çekmek. Arkadaşınız mı? Eşim. Eşin, ha. Ve ben mimarım. Mimarsınız. Evet. Ablam video üzerine, direktör. Anladım. Film direktör. Saygılar, iyi günler. Çok artist, sanat. Anladım. Teşekkür. İyi günler, kolay gelsin. Hocam hangi üniversiteyi bitirdiniz? Ben üniversite Londra'da öğretim. Evet, benim de oğlum burada okuyor. Top Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde bu sene. Nerede? Top Türkiye Odalar Borsalı Bilgi Üniversitesi. Ankara'da? Ankara'da. Tamam. Ve mühendislik son sınıf mezun olacak bu sene. Tamam. Orada bu şu okuyor. Güzel. Sağ ol. İyi günler. Hadi başarılar. Kolay gelsin. Çene ne drăguț. Băi, oamenii ăștia sunt atât de buni. Stă în soare, muncește, e S-au alt. Făcut covrigi de la soare. Da, dar vezi, tot e pozitiv așa, tot să te întrebe, tot relaxat, da. Nu poți să mori, nu supărat. Am ajuns acum la ultima atracție turistică pe care vrem să o vedem astăzi și anume Anıt Kabir. Aici este locul unde se află mormântul lui Kemal Atatürk.
și se arată o coadă foarte mare în față. Sperăm că o să putem să intrăm să filmăm. Dacă vă aveți telefoanele la noi, suntem pregătiți. Doar să se facă verde de la semafor și cam asta. Am trecut de verificare și ne îndreptăm acum către piața centrală. Aceasta cred că este una dintre cele mai importante, dacă nu cea mai importantă atracție turistică a Ankarei și a Turciei. Și asta datorită importanței pe care o are pentru poporul turc, aici aflându-se mormântul fondatorului Turciei moderne, pe care ei, nu știu, îl adoră. Veți vedea fotografii cu Kemal Atatürk în extrem de multe spații comerciale, steaguri atârnate la balcoane. Nu mai vorbesc de momentul în care sunt sărbători naționale. Dar atunci, și aici este o fotografie. Da, în cele mai neașteptate locuri există o fotografie cu el. Acest pavilion a fost construit în 4 etape și construcția s-a început în anul 1944, fiind finalizat în anul 1953. Pe lângă pavilionul principal unde se află mormântul lui Mustafa Kemal Atatürk, sunt și două expoziții permanente. Una care ilustrează întreaga sa viață și o alta care are ca temă principală războiul de independență, un război atât de important pentru poporul turc. Doamne, cum ți se pare? Foarte interesant. Războiul de independență este foarte important pentru poporul turc, pentru că după ce Imperiul Otoman a pierdut în primul război mondial, aliații au pus stăpânire pe țară și planul lor era să o împartă mai multor țări, să o împartă între Marea Britanie, Armenia, Franța, iar Kemal Atatürk împreună cu o armată formată atunci au dus un război de rezistență și de independență și astfel au reușit să câștige independența și să se facă un nou tratat care a dus la formarea Turciei moderne. Și de aia turcii de astăzi încă îl venerează foarte mult pe Atatürk, pentru că fără acel război de independență era posibil ca Turcia să nu existe sau a Turcia să fie o țară foarte, foarte mică, care ar fi avut teritorii doar aici, în Ankara, și o mică parte din Anatolia. Pe drumul principal către pavilion există 24 de statui sub formă de leu, precum acelea din spatele meu și precum aceasta, menite să pregătească vizitatorii pentru prezența iminentă a conducătorului Kemal Atatürk. Se pare că acesta era pasionat de cultura hitită și din acest motiv, în aceeași estetică au fost realizate și aceste statui. Lei sunt așezați în poziție de șezut, simbolizând putere și liniște în același timp. De asemenea, toate aceste statui au fost realizate în acest stil, deoarece se pare că conducătorul era pasionat și iubea istoria Anatoliei. La construcția mauzoleului s-au folosit pietre, marmură și travertin de prin Turcia, aduse din orașe precum Konya, Kayseri, Çanakkale și Adana. Pe fațade s-a folosit un travertin poros, iar în sala de onoare s-a folosit marmură. În fața turnului Independenței se află trei statui masculine. Unul dintre ele reprezintă un soldat turc, celălalt reprezintă un tânăr intelectual turc, iar cel din spate reprezintă un țăran turc. Expresiile faciale serioase ale tuturor celor trei statui reprezintă solemnitatea și puterea de voință a poporului turc. În partea opusă se află un alt grup de statui, de data aceasta format din trei femei în costume naționale turcești. Cele două femei din laterale, ținând în mână o coroană mare care ajunge până la pământ, reprezintă țara abundentă, o Turcie abundentă. Acest grup reprezintă mândria turcoaicelor, solemnitatea și determinarea lor, chiar și în durere și greutăți.
Hei, suntem noi aici pe final de vlog. Terminăm vlogul de aici, de la impresionantul mauzoleu al lui Ataturk, care ne-a plăcut foarte mult. Da, este de-a dreptul impresionant. Acum să vă spunem câteva păreri despre oraș. Noi am petrecut 5 zile în orașul Ankara și, mă rog, este o părere formată așa, la rece și pe repede înainte. Însă este un oraș foarte diferit de Istanbul. Și spunem asta pentru că este mult mai puțin aglomerat și am avut tot timpul senzația că de fapt sunt mai multe orașe într-unul, pentru că fie este o zonă foarte modernă, după imediat treci într-o zonă mult mai tradițională, după se schimbă estetica și pare că ai fi în Grecia, iar ajungi pe bulevard și pare că ai fi în Europa. Este foarte, foarte, foarte diferit de, nu știu, ce ne așteptam noi, bazându-ne pe nimic, de fapt, pentru că nu știam. Nu știam nimic despre el, credeam că e un oraș destul de nou, dar nu e chiar așa. Exact. El chiar e împărțit în Ulus, unde este și cetatea, care este zona veche, și în Nişehir, orașul nou, care a fost construit după formarea Turciei. La prima vedere este mult mai puțin aglomerat. Exact, asta mi s-a părut. Are zone care par așa, puțin cu 10-15 ani în urmă. Dar are și zone super dezvoltate noi. Și foarte noi și... Spre exemplu, cum a fost zona de unde am început vlogul. Și bineînțeles, noi am văzut o foarte mică parte din oraș, adică n-am văzut zonele rezidențiale extinse, suburbiile orașului. Cel mai important este că noi o să continuăm traseul nostru, să facem un conjurul Turciei. Și dacă vreți să vedeți vlogurile noastre, nu uitați să dați un subscribe și un like dacă v-a plăcut acest vlog. Și de ce nu și un share masiv? Share masiv pe toate rețelele. Ciao, ne vedem data viitoare. Nu știm de unde. Ne vedem din următorul vlog. Chiar nu știm. Ca de obicei, nu există să mergem într-un oraș nou, să nu ne ambiționăm noi să mergem pe jos. Și să fim singurii oameni de pe autostradă care merg pe jos. Fraților, am ajuns în Ankara. Fraților, suntem în Ankara, prieteni dragi. Marginea drumului. Prieteni dragi de pe internet. Umblăm autostrăzile. Adică, sincer, acum cu cadrul ăsta că este în Ankara, la drobeta tu nu să veri în sala New York, nu știe nimeni. Am ajuns într-un loc de... Am ajuns într-un loc cu... Ca la valul Buluceală. A rămas în Benes. Suntem noi aici pe vlog. Hei, suntem noi aici. Să-ți urmă pe. Hai, mai departe.